situația așa este, a fost ultimul meci, nu am jucat bine, nu am așteptat acest rezultat împotriva Baia Mare aici acasă și acum trebuie că ne revenim la Bucea cu 3 puncte și cred că toate fetele că sunt apte pentru joc sunt conștient de situație și toată lumea vrea juca cel mai bun meci împotriva Bucea, că știem că va fi foarte greu, jucăm acolo cu o echipă foarte puternice și dar cred că noi vrem, toată lumea vrea să câștigăm 3 puncte și venim la București și schimbăm această atmosfera, nu la echipă, la club în general.